De ce? Ți s-a părut o răutate a lui Mihai, a lui Rotaru? Da, 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 chiar nu l-am înțeles. Și mai ales cu Strâmbuțul, cu aia, că și eu, știi că eu cam ce gândesc asta, vă spun. Ce puteam să-l tărgine? Dar n-am avut. Asta am simțit-o eu. Și m-a deranjat și Marius Lăcătuș la o altă televiziune în care de-aia să spune cum îi se spune. Păi stai, mă, dar tu nu spui că ce se Steaua e Steaua? Tu ce ai jucat la ce se Steaua? Și nimeni nu zice nimic, îți respectă, eu știu, ceea ce tu spui, dar la mine imediat, dacă vă lucrați, ai văzut că nu sunt chiar așa strâmb, să dansez cum am dansat eu, nu pot să fii strâmb, da? Nu, chiar aș putea să spun că te-ai contorsionat bine, aș putea să spun. Am intrat pe nu. Dar ce, eu nu știu ce... Eram un mare dansator. Da, eu nu știu ce a zis Lăcătuș, Mircea, că nu știu ce a zis Lăcătuș. A zis Marius la fel, că băga strâmbe legată de asta. N-a fost o strâmbă, am spus că pentru mine echipa lui Adrian Lumitite lui continuitoarea științei. Da, da, e opinia, e opinia ta. Da, 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 după aceea s-a ajuns să... bine, era și, cum să zic, agitat un pic, sau club, care era moderatorul de acolo, tot îl împungea și... Adică înțeleg că nu te așteptai la Lăcătuș, nu? Dar nu mă așteptam, că și el spune la fel, și el spune că Steaua nu-i Steaua lui Gigi, Steaua lui CS Steaua, care s-a format acum 5 ani, sau că Dumnezeu a apărut ăștia în... Da, nu, dar asta e părerea mea. Iar el a jucat la Steaua. Antrenor agent. Bine că are el antrenor la echipă. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar asta, uite, antrenor agent, Neluțu Sabou după 7-8 ani l-am adus iară și face treabă bună. Ai nevoie de antrenor cu experiență. Deci, și mai ales la echipele astea care sunt în formare, ai nevoie de experiență. Și nu uita că vă știți foarte bine, ultimul campionat al lui Dinamo a fost cu Rednic. Ultimul campionat al celor de la Rapid a fost cu Rednic. Ce după Rednic? N-au mai venit antrenori sau n-au... Îmi spun eu că bugetul a fost de 2 ori sau de 3 ori. La Rapid, PSI-ul ăla a avut 1 milion salariu și eu aveam, nu știu dacă aveam 250.000. Și ei n-au mai campionatul de atunci. Ai nevoie de antrenori cu experiență, nu? Da, clar, clar. Da.